Focus pe autor. Florin Lăzărescu s-a născut în 1974 în comuna Doroșcan de lângă Iași. A absolvit Facultatea de Literă a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Primul volum, Cuibul de Vâsc, l-a publicat în 2000. A mai publicat de atunci 4 cărți, romane și povestiri scurte, Ce se știe despre Ursul Panda în 2003, Trimisul nostru special în 2005, Lampa cu căciulă în 2009 și Amorțire, cel mai recent, în 2013. Florin Lăzărescu se numără printre primii bloggeri din România. Este scenarist, a semnat scenariile mai multor filme regizate de Radu Jude, Lampa cu căciulă, O umbră de nor, Aferim și Radu Gabrea, Lidenfeld și, timp de mai mulți ani, a fost co-scenarist al serialului TV animat Planet Show. La ce scrie acum? Am un roman, chiar l-am început săptămâna trecută, dar îl aveam în cap mai de mult. Adică eu tot timpul am cam 2-3 romane în cap, dar m-am hotărât, cred că, asupra uneia. Din moment ce am scris începutul, pentru mine e foarte greu la primele pagini, să zic așa. Pe urmă, dacă chiar am începutul, de obicei mai scriu și sfârșitul, cam așa lucrez eu. Vreau să știu de unde plec și unde ajung, așa? Și cred că o să mă apuc efectiv de scris, deși sunt într-o perioadă așa mai ocupată. Înainte de a te apuca de lucru, ai totul clar, foarte clar în minte? Știi da, ce da, personaje da, sunt, da, ce povești da, de sunt? De fiecare dată. E cumva paradoxal că eu, în general, nu știu, dacă întreb prietenii mei, spun că sunt un om împrăștiat, să zic așa, dar am scris eu tot timpul un plan foarte bine definit. Pe structuri, pe capitole, pe personaje, pe antiteze, adică le pun în antiteze. Urmăresc inclusiv, chiar știu înainte de a scrie, de exemplu, la Amorțire, când începe capitolul, noaptea, ziua, chiar alternanța asta. Pe care puțin observă, cred că singura persoană a observat asta, alternanța asta la capitole, pe care o urmăresc cu precizie, adică e o ritmicitate și nu-i întâmplătoare. Nu fac caz de ea, dar sunt lucruri până la cele mai mici amănunte urmăresc, le urmăresc. Ți se întâmplă să te îndepărtezi de planul inițial? În momentul în care scriu, nu de structură, dar uneori mai adaug, se întâmplă să mai adaug, să deviez un pic. Dar, în general, rămân pe osatura mare care o am atunci când mă apuc. Există imprevizibil în scrisul tău? Uite, pentru Amorțire m-am ales, de exemplu, am pus să fie o carte un pic diferită. Eu sunt cunoscut mai degrabă, nu știu, ce realist, întâmplări, în asta eu m-am propus să scriu, de exemplu, o carte despre o atmosferă, despre o stare, ceea ce n-am făcut până acum. Scriind, normal că am asta în cap, dar descoperi lucruri noi, detalii noi legate de starea respectivă, pe care le-ai numai scriind. Adică, normal că din carnea propriu-zisă a ceea ce faci și o descoperi pe parcurs. Vezi legături noi, începi să le tragi spre ceea ce vrei să faci, legăturile la care nu te-ai gândit înainte, neapărat. Ce cauți prin literatură? Nu știu, să spun povești. Adică, cred că dacă aș avea un răspuns precis la de ce scriu, cred că m-aș opri din scris. Cum să spun, sunt două lucruri aici. Unul e nevoia mea de a spune povești. M-am născut între oameni care am ascultat povești, îmi plac poveștile și cred că nu se dispară niciodată. Adică de la aia care stau în jurul focului în peșteră și până s-o sfârșit pământul, omenirea e o poveste continuă. Și întotdeauna sunt povești noi. De asta nu ne-am oprit, nu știu, la Don Quixote, de asta se scriu noi romane, pentru că fiecare timp își naște poveștile sale. Deși esențialmente, nu știu, oamenii nu se schimbă, suntem aceiași, poate de 2-3 mii de ani sau poate mai de multă vreme. Fundamental, relațiile nasc povești diferite, cu farmecul lor, cu ciudățenile lor, cu detaliile lor și de asta sunt nevoia să spun povești. Asta și o direcție. Și a doua direcție, cred că e nevoia de-a mea personală, adică asta e nevoia mea intimă de a înțelege lumea. Cred că înțeleg mult mai bine atunci când mă apuc să o scriu. La un moment dat, cred că eram influențat de Kundera. La un moment dat, dar asta cred că la începuturile studenției, când chiar eram fascinat. Și dacă ies, dau 2 pași înapoi să mă dau așa, să mă gândesc, cred că într-un fel mai influențat în scris. Și al doilea scriitor, care cred că are oarecare influență asupra mea, ar fi Raymond Carver, americanul, minimalist.